Gigi Becali e pe punctul de a deveni campion și din postura de, nu știu cum să-i spunem, selecționer al FCSB-ului sau ceva de genul acesta. Sigur că avem acolo o triadă cu Gigi Becali, cu Elias Haralambos, cu Mihai Pintilii. Cum vezi? Adică vedem echipele acestea care s-au zbătut, Rapid, CFR, Universitatea Craiova, Faru și așa mai departe, cu antrenori din aceștia cu nume grele, dar până la urmă Gigi Becali cu acești doi băieți pe care iar el acolo la bază, în timpul săptămânii, până face el în weekend echipa, e detașat în fața acestor formații cu care s-a acest sezon a funcționat. Ca să... Cu regret. Adică nu, te și bucur pentru succesul echipei? Nu, mă bucur pentru succesul echipei, clubului și pentru fiecare persoană din acel club. În schimb, există o urmă de regret pentru că patentează un mod de lucru ceilalți oameni care sunt implicați în fotbal. Încearcă să copieze, ce puțin o parte, n-aș vrea să generalizez. Și un om, dacă ar vrea să copieze acest patent, există o luptă care se dă în mine, pentru că există un timp, și mă refer la ani din viață, în care eu încerc să mă pregătesc să fiu cel mai bun antrenor posibil și șansele mele ca eu să antrenez prin faptul că oamenii încearcă să copieze acest patent de succes în acest sezon, mă face pe mine să mă gândesc de ce mă zbat atât de mult. De ce încerc? Nu vrei să fii un Elias Haralambos? Cu siguranță n-aș vrea să fiu. S-ar putea să ajung în această situație, pentru că piața, dacă se va copia patentul, se va restrânge și aș putea să ajung într-o situație de a mi se dicta anumite lucruri care ar ține normal. Sunt angajat pentru a construi antrenamentele, a gestiona grupul, a face primul 11, a face schimbările, a analiza, a evalua și a o lua de la capăt. Da? Și aș fi în situația să nu pot face aceste lucruri, pentru care în primul rând sunt plătit și pentru care mă zbat și pentru care sunt pasionat. Adică, practic, mi-ar lua o parte din această bucurie, din această pasiune, din această muncă. Adică nu m-aș vedea Elias Haralambos. S-ar putea ca, din vari motive, să ajung într-o situație de genul ăsta. Pe partea spirituală cum stai? Ești ok? N-aș spune că sunt un om religios. N-aș spune asta despre mine. Contează lucrul acesta. Da, n-aș spune, dacă mă întreb. N-aș spune că nu sunt spiritual, dar n-aș spune că sunt religios. Și aici putem fi cât de deschiși se poate. Încerc să fiu cât se poate de deschis. Și asta e conflictul care se dă în mine. Și asta n-aș vrea să umbrească faptul, partea cealaltă, care se bucură pentru faptul că echipa a câștigat. Pentru că eu... Stai să vedem, să nu fie cumva o victorie a CFR-ului duminică și atunci... Va fi cea mai mare surpriză din ultimii mulți ani dacă în campionatul României, dacă FCSB nu câștigă în acest sezon. Din ultimii mulți ani? Tot de timpurile. Da. N-am vrut să fiu chiar atât de general. Dacă FCSB nu câștigă titlul în acest sezon, ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc. Am rămas la o generalizare de tip 2, dar majoritatea. Dar nu ești de acord și cu faptul că m-am dus mai departe? N-aș spune că nu sunt de acord, dar am încercat să mă țin un pic mai în centru spectrului. Nimic sau maxim. Mihai, am tot vorbit de hat-trick-uri în această emisiune și avem acest note hat-trick. Trei antrenori cu nume mari români în Asia, cu toții sunt demiși. Dan Petrescu, Laurențiu Reghecamp și Mirel Rădoi. N-am ce să comentez, n-am. Asta e viața antrenorului, nu vreau să... N-am urmărit ce au făcut acolo și nu pot să-mi dau cu părerea. Prea bine n-au făcut, din moment ce au ajuns să fie demiși. Să ne așteptăm ca unul, doi dintre ei sau chiar toți trei să fie implicați în campionatul României din sezonul viitor. Dacă ei... Dan Petrescu semnează cu CFR? Da, s-a mai amânat un pic acest moment. Posibil, da. Sunt trei antrenori buni. Cum estimezi șansele CFR-ului de a fi campionat dacă Dan Petrescu se întoarce pentru sezonul viitor? Vor avea șanse mari, da. Mai mari decât... FCSB, de exemplu, deținătoarea trofeului, foarte posibil. Va fi acolo, să vor lupta. Deci zici că va fi o luptă parte în parte. Da, da, da.
Plus Rapid, plus Craiova. Plus Rapid, plus Craiova. Cum ți se pare, Alex, această formulare pe care am mai propus-o aici în emisiune? Prezentul al lui FCSB, viitorul este al Rapidului. N-a spune. Cred că Rapidul se va ridica la undeva la același nivel cu CFR și FCSB, chiar și Craiova, în anii ce vor urma. Dar nu știu dacă se va ridica deasupra lor. Vom vedea. Momentan ei au un management bun. Ei încearcă să transfere jucători. Au într-o oarecare măsură o comuniune cu ceea ce înseamnă baza de suporteri. Doar că la ei așteptările sunt incredibil de mari. Și dacă acum trei etape erau în urmărire, acum încearcă să prindă poziția... Să ne aducem aminte de scandarea principalului acționar de la Rapid, către Gigi Becali. Danșu cu două puncte, venim. Da, cred că Danșu cu... Bine, asta e perspectiva mea superficială. Este un om care se poate ține sau menține mai presus decât aceste... jocuri de galerie sau jocuri pe care le propune Gigi Becali, iar cred că nu le fac bine Rapidului. Creează și niște așteptări foarte mari, deși Rapidul nu cred că era pregătit în momentul ăsta să declare lupta asta la titlu. Și ar putea exista probleme pe termenul, pentru că dacă ai așteptări foarte mari și pierzi 3 meciuri și dai antrenorul afară, nu s-a întâmplat încă. Dar sezonul viitor în care poate vor anunța că sunt vor să câștige titlul și pierd 3 meciuri și dau antrenor afară, înseamnă o lipsă de continuitate. Ceea ce ei propun și prin ceea ce ei vor să iasă în evidență. Noi avem o continuitate. Da, aveți? Cred că pot fi mai circumspecți. Am ajuns la final de emisiune. Gigi Becali, desigur, a venit după acest nou succes care îl apropie de câștigarea campionatului cu visul său dintotdeauna, grupele Champions League. Cu tine pe teren, FCSB, pe atunci Steaua se numea, a reușit ultima calificare în grupele Champions League. Se fac 10 ani de la acea calificare în vara acestui an și sigur aș vrea să... De atunci nici o echipă românească n-a mai reușit așa ceva, nu doar FCSB. Crezi că e posibil ca în această vară și această așteptare de 10 ani să se termine? Cred că e destul de puțin probabil. De ce? Sigur că orice e posibil, dar e puțin probabil, pentru că chiar dacă ei vor face transferuri, diferența încă o dată, diferența între fotbalul din România și echipele care se luptă pentru Champions League, care sunt campioane în țările lor, mai ales în turul 3 preliminar și în play-off, e destul de mare. Mai ales că FCSB nu mai este cap de serie. Da, vor fi multe probleme, sunt mai multe tururi, se poate întâmpla să fie o surpriză și contra ta. Cum tu vrei să faci surpriză în turul 3 și în turul în play-off, se poate întâmpla cum s-a întâmplat anul trecut cu CFR, sau acum două sezoane, cu Erevan. Da, acum două cu sezoane, Pionic, da? Erevan, da. Dar prin a face câteva transferuri, nu prea multe pentru că ar destabiliza echipa, jucătorii n-ar avea timp să se adapteze, trebuie să ne gândim că începem foarte devreme preliminarele, probabil vor fi maxim 3 săptămâni de vacanță. Da, FCSB, va fi în primul tur preliminar. De fapt, greșesc. Vor fi jucători care nu vor avea mai mult de o săptămână de vacanță. Da, așa s-a întâmplat la vară. Și atunci va fi extrem de complicat. Jucătorii vor intra obosiți în pregătire. Și cred că Europa League ar fi un obiectiv extrem de realist. Dar nerealist pentru că dacă caz din Champions League, caz în Conference League, în preliminarii. Nu, ai șansa și pentru Europa League, ai șansa și pentru Conference. Da, eu știam că te duci din preliminarii Champions League, dar poate greșesc. Poate... S-ar putea să greșesc. Știu sigur că dacă vei câștiga Cupa României, te duci în preliminarii Europa League. Dar asta cu căzutul din Champions League, unde cazi... Trebuie să verifici, s-ar putea să greșesc. Pentru că dacă nu mă înșel, Faru a căzut din preliminarii Champions League. A pierdut două tururi. A făcut și Europa League. Farul n-a pierdut două tururi. S-ar putea să greșesc, s-ar putea... Nu știu. Trebuie să verifici data viitoare. Da, Farul a pierdut cu două echipe. A pierdut cu Sheriff Tiraspol. Și a ieșit de tot. Și cu formația din Finlanda. Și n-a prins grupele. Da, deci ea... Înseamnă că ceea ce am spus eu e greșit. Europa League. Din înseamnă Champions League s-a dus în Conference League. Ce am spus eu e greșit. Și din Champions League vin Conference League. Da, ok.
mi-asum greșeală. Așa, s-ar putea să. Da, să sperăm că nu va fi nevoie de această retrogradare și FCSB va ajunge, crezi, în această posibilitate? Greu. Diferența de la cele vom între echipele din Champions League și ce face.